Salutare! Eu sunt Ionut și bine ați venit pe canalul meu Învață să sculptez. Astăzi vom continua seria modelelor simple. După cum se vede aici, v-am făcut un mic șablon. Cea mai simplă frunză pe care o puteți face vreodată. Deci, mai simplu de atât, nu cred că este. Este o banală frunză. Și dacă tot discutăm despre frunze, să vă arăt cea mai răspândită frunză la noi în sculptură este frunza de viță de vie. Cam așa arată una care este decupată sau perforată, cum vreți să-i spuneți voi, și una mai simplă, dar plină. Tot frunză de vie. Acum asta este cea mai răspândită la noi, la noi în țară. În afară sau la nivel mondial, să spunem, cea mai răspândită frunză este frunza de acant, care arată cam așa. A mea fiind mai mică din cauza spațiului și a modelului, cam așa arată o frunză de acant. Frunza de acant aparține stilului baroc, rococo. Acesta este un picior la o masă. Și vin E o frunză mai complicată. Chiar delicat, aș putea să spun că nu se poate face cam din orice material. Asta este tei. Dar să revenim la frunza noastră simplă. Deci eu în videoclipul anterior am spus să desenați de mână. E mai simplu și așa vă obișnuiți cu desenele. Eu v-am făcut acest mic șablon, este dintr-o coală de hârtie. Se vede normal. Punem frunza, o desenăm, facem conturul și gata frunza. Dar frunza, ca să aibă un aspect, nu poate fi lăsată așa dreaptă. Și va trebui, de asta am ales să fac șablonul ăsta, ca să vă arăt un mic truc pe care vă puteți lua atunci când vreți să faceți o frunză și nu aveți un model. Model real, așa să spunem. Și atunci, bineînțeles, cu asta putem să facem doar atât. Vedeți, am covoiat o margine de aici în sus și asta altă în jos. Și dacă noi vom face sculptura așa, va avea o anumită formă. Nu chiar va mai fi simplă și dreaptă. Să vă arăt mai aproape. Deci ea, dacă aici vine puțin încovoiat în jos și asta l-a ridicat în sus, atunci și vârful putem să-l dăm ori în jos, ori să-l ridicăm în sus. Și va avea cu tot o altă formă, chiar dacă frunza în sine este foarte simplă. Nu este o frunză complicată. Da, ok, haideți să facem un contur repede. Normal, mai stau să fac cele mici crestături, pentru că le vom face la urmă. Tot timpul să țineți cont dacă frunza noastră vrem să o facem cu vârful mai în jos, chiar dacă este cumva pe diagonală, având în vedere mărimea la bucățica noastră de lemn,
dacă facem nervura care vine pe mijlocul frunzei, care duce spre vârful ei, veni puțin încovoiată și tot timpul va avea aceeași prelungire cu codița. Că nu o să facem de aici, de aici o să facem așa. Spunem. Cam așa ceva. A venit. Și apoi celelalte nervuri care duc spre marginea frunzei. Acum aici eu mi-am făcut niște mici crestături, pentru că arată altfel, puțin crestată față așa dreaptă. Dar aceste mici crestături le vom face la urmă, după ce ne adâncim. Haideți să, aici puteți începe orică o daltă în V, să faceți ori cu asta semi, ori cu asta, asta este prea închisă și doar la capete. Iam să fac cu V-ul ca să mergem mai repede. Ok, eu am făcut jumătate de frunză, l-am făcut cu V-ul. Din coace, dacă voi nu aveți un V cu care să lucrați, puteți face cu dălțele care aveți. Doar că merge puțin mai greu și ia mai mult timp. Dar se poate face, fără nicio problemă. Știți cum este. Graba strică treaba. Am intrat puțin mai adânc cu V-ul pentru a fi mai ușor la când degroșăm partea asta de aici, de pe margine, ca să scoatem frunza în relief. Aceeași chestie ca și la videoclipul anterior cu floarea simplă. De fapt, asta este valabil la peste tot când avem ceva de scos, un relief, să scoatem un model. După ce am terminat de degrușat, cum vom ajunge la chestia care am făcut mai devreme? Acum, în funcție de cum vrem să-i dăm noi, dar eu așa am desenat frunza. Partea de jos vedeți că este puțin mai mare față de cum ar fi. Acesta este mijlocul, nervura principală. Din cauza că eu voi încovoia puțin doi coala aici. Și în partea asta altă voi face opusul cum ar veni. Voi merge în jos. Și frunza noastră, cam așa ceva, trebuie să, că se vede din profil, partea asta vine în sus, partea asta altă coboară în jos. Și normal, vârful ar trebui să se ducă puțin mai încovoiat, mai în jos. Cam așa ceva. Și atunci când o puneți, este simplu de tot. Vedeți că avem jumătate aici, noi partea asta, exact așa. Trebuie să ne adâncim aici, marginea asta, să o rotunjim pentru a coborâ în jos. Iar asta la altă, trebuie să venim așa, de aici.
pentru a ridica partea asta în sus și a ne adânci pe aici. Deci, începem cu partea asta aici. Pentru că în funcție de cât de încovoiat o vrem aici în sus și aici în jos, în funcție de acestea două, noi ne vom adânci pe margine. În general, basoreleful la o sculptură, adâncimea la o sculptură este de un centimetru, 10 mm. În general, dar se face undeva pe la 7-8 mm. Ok, aici ne-am dus în jos. Aici vrem să facem, să venim cu o dată cam așa ceva. Este un numărul 5 asta care am eu. Dar nu ne atingem de partea asta cu nervura. Momentan. După cum vedeți și aici, exact ceea ce vă spuneam, aici am mers pe lungimea fibrei, iarăși în partea asta am mers contra la fibră. Acum o să mergem cu dalta pe partea asta aici. Să mergem până aici. Deja frunza noastră a prins o oarecare formă și nu mai este chiar așa simplă. Iarăși acum o să coborâm ceva de pe aici, o să ne adâncim puțin în jos. Deci vârful o să vină mai în jos. Și atunci o să mergem cumva pierdut de la jumătate înspre vârf. Mai mult luați de pe partea asta, care este rotunjit în jos. Ok, acum codița la fel, o să venim de pe aici și o să mergem pierdut în capătul codiței. Ok, o să o degroșez din nou, vârful și codița, precum și partea asta de aici.
Și... cam așa arată frunza noastră degroșată. Ați văzut, eu am degroșat-o doar cu o daltă semi. Eu am arătat că se poate face și cu doar cu câteva dălți. Pentru cei care au un set, este mult mai simplu, pentru că atunci o să puneți dălțile în funcție de model. Deci, acum ne mai rămâne puțin să ne adâncim aici, după care vom scoate cu V-ul nervura care duce spre vârful frunzei. Și bineînțeles care are legătură cu codița frunzei. După care am să vă arăt pe o altă bucată de lemn. Haideți să vă arăt mai târziu cum se fac nervurile. Se pot face la suprafață sau adâncite, în funcție de cum vă place vouă să le faceți. Acum vom începe din nou de la vârful frunzei. Vom merge pe partea cu nervura. După care vom veni din nou pe partea aialaltă. De gen. Apoi vom lua din nou și pe partea asta la alte ne vom rotunji puțin, pentru că avem spațiu suficient. Iar și aici, în vârf, încercați cu o dată ceva de genul. Asta este un numărul 6. Aibă o mică tendință de răsucire. Nu trebuie foarte mult. Ok, haideți să facem nervura. Nervura o vom face cu dalta în V, dar se poate face și cu cea semi. Exact cum am făcut marginea, cum am degroșat-o, așa se poate face și cu aceasta. Având în vedere că este lemn de tei, nu prea necesită un ciocan sau mai, cum vreți să-i spuneți. Ok, am mers pe partea asta. Am mers așa, pe partea asta luată la nervură, voi merge din capătul ăsta în partea asta spre vârf. Pentru a țineți cont de fibră. Cumva trebuie să ieșiți cu un vârf mai ascuțit spre vârful frunzei. Dar puteți să lăsați mai gros nervura, o puteți lăsa mai groasă, pentru că se poate subția după mai spre final. Cum vom veni aici și vom lua marginea aceasta.
ceva de genul acesta. Și în partea asta la altă, la fel. Doar că aici mergeți foarte puțin. Și avem nervura noastră, este gata. Dacă vedeți, se vede aici la suprafață. Aici partea asta este urcă în sus, iar partea asta coboară în jos. Exact când punem, vedeți? Trebuie să aibă ca șablonul nostru forma, cum o are el. Ăsta e principiul care îl puteți aplica la orice model de frunză. Nu este doar pentru aceasta. Acum încerc să o fac mai subțire nervura. După care puteți să faceți acele mici crestături pe marginea frunzei. Așa ceva. Vreau să fie frunza noastră. Aceste crestături care le vedeți pe marginea frunzei, acum nu trebuie să le copiați, că puteți să faceți doar câteva. Pentru că tot timpul aceste vârfuri vor veni tot tind spre vârful frunzei. Deci eu am o daltă mică care o folosesc la curățat în colțuri, în spații mai mici, unde nu pot băga o daltă mare. Și puteți face cu... Numai că, având în vedere că este teie, se va așchia pe fibră, că nu aveți grijă. Fiind și culoarea tielui nu prea se vede așa bine. Am făcut câteva crestături și se schimbă frunza noastră, arată mai bine, arată așa cu aceste mici crestături. Bineînțeles, sunt ceva, nu este măsurat, nu este nimic. Faceți cum vă place vouă, cum vă iese vouă, nu este nimic bătut în cuie, obligat că trebuie să iasă într-un anumit fel. Nu.
vom rotunji puțin nervura. Care ne prelungim până la codiță. Bineînțeles, la urmă puteți șlefuie frunza cu o pânză abrazivă, șmilger. Eu șlefuiesc cu 180 granulație, nici mai mic, nici mai mare, e suficient. Acum, în mod normal, puteți face unele chestii așa, cum fac eu acum, dar aceste, cum am făcut aici, vedeți? Mici crestături pentru a defini mai bine vârfurile acestea. Mă normal, acestea se fac la frunza de viță de vie. Se face așa ceva. Dar eu am făcut pentru că dă un aspect mai plăcut frunzei. Deci, ideea e să facem dintr-o o frunză simplă să pară una cât mai complexă, dacă aș putea spune. Iar așa aici, în funcție de cât vreți voi să vă adânciți, atât veți lua din grosimea frunzei, precum și adâncimea pe margine, ca să îi puteți da acea formă. În mod normal, nervurile, o să iau altă bucată de lemn. Asta este tot tei. Haideți să facem aici. Spunem că avem o frunză și aceasta ar fi nervura noastră aici. Aici ar fi nervurile. Nervurile le putem face cu o daltă în V. Deci mergem cu cea pe mijloc, după care putem veni cu asta la alte spre marginea frunzei. Dar tot timpul plecăm de la nervura principală de pe mijloc, plecăm spre marginea frunzei cu V-ul. E mai așchios bucata asta de tei, mai așchioasă. Dar ideea e așa. Asta este metoda simplă de făcut. Metoda aia altă, puțin mai complicată, ar fi să facem aceeași nervură care am făcut-o aici pe mijloc. De genul
acesta. Ok, și atunci vom veni cu nervurile noastre pe margine. Cam așchiostie ăsta și nu prea pot să vă arăt. Dar cam așa ceva ar fi. Și ca să se vadă nervurile la suprafață, trebuie să degrușăm puțin la interior. Pentru a ieși, vezi că să vă dau cu creionul ca să se vadă. Aici. O să iasă la suprafață exact cum este nervura principală. Exact ca și cum este asta de aici. Așa vor veni și astea. Dar având în vedere forma frunzei noastre, nervura noastră ar trebui să vină așa, în formă, un ies ceva, dacă aș putea să spun. Ținând cont că ea vine cumva încovăiată, vârful ăsta de aici, și aici va merge în jos. Aici prima. În partea asta când mergeți, mergeți în jos și apoi puțin spre vârf. Și ajungem tot ceva de genul la o formă de S. Ceva de genul acesta. Eu o să fac partea de sus o să fac simplă și partea de jos o să fac la suprafață nervura. Și cam așa, deci să mai facem una aici. Deci, și așa puteți face. Făcut aici sau în partea asta altă de jos, ca să scutiți timp, nu țineți V-ul, nu mergeți cu V-ul normal, îl țineți puțin înclinat spre stânga. Dacă țineți delta V puțin înclinată spre stânga, uitați, va lua și de aici și partea asta va rămâne o mică parte dreaptă. Vedeți? Aici. Aici e normal drept și aici este înclinat. Vă ușurează din muncă și timp. Să fiți atenți la tot timpul la fibră cum merge.
după ce a socut, puteți să mai rotunjiți puțin. Rămâne o margine, o buză, să-i spunem, de la care rămâne de la V, la delta în V. Și cam așa ceva ar trebui să arate frunza noastră. Vedeți? Astea sunt ieșite la suprafață și astealaltă sunt adâncite. Acum, care prefera să le faceți? Și așa arată frunza noastră. Eu am să dau cu un bait gri, după care voi șlefui ca să vedeți mai bine forma ei. Și cam așa arată frunza noastră la final. Am dat-o cu puțin bait, am șlefuit-o și se pot vedea nervurile care sunt la suprafață, iar cele în interior sunt aici. Deci, este o frunză simplă, ușor de realizat. O poate realiza, cred că, oricine. Nu este complicată. Doar faceți un șablon de genul acesta. Și urmăm forma lui. Ok. Dacă aveți întrebări, nelămuriri, orice, trebuie să lăsați jos un comentariu pe site, pe Facebook. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, astfel nu o să pierdeți viitoarele videoclipuri cu ce lecții o să vă mai fac, tot cu modele simple, adresate în special pentru începători. O să revin și cu ceva modele mai complicate. Ok, până data viitoare, să aveți spor. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut și numai bine!